seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ordine de zi. Să știți că și astăzi ordinea de zi a fost extrem de complicată. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă, inclusiv în județul Gorj, după cum o să vedem. Dar cel mai interesant, cele mai interesante sunt știrile politice. Am promis însă prietenilor de pe Facebook, vom aborda și partea sportivă, mai ales că sunt noutăți și de la Pandurii. Nu degeaba am tot strigat noi jos, jos, jos. Au plecat unii, au rămas alții, o să vorbim despre asta. Vreau să încep însă cu lucrurile par să o fi luat o razna puțin, și anume la 18:30, deci acum vreo jumătate de oră, președintele României a ieșit cu o falcă în cer și cu una în pământ, cerând demisia primului ministru pe motiv de imagine proastă în Europa. Cum să vă zic? Ne interesează mai puțin războiul interminabil dintre Băsescu și Ponta, însă, apropo de imagine proastă și de ce a făcut, haideți să vă spun, știți, 2012, când Traian Băsescu nu mai avea curajul să plece de la Cotroceni, să iese de pe poarta palatului, când a fost, încă o dată repet, salvat la masa verde într-un mod profund nedemocratic. Părerea mea că la ordin de afară, dar asta e altă treabă, nu putem să demonstrăm. Și apropo de butoanele acelea de care cred că a vorbit Liviu Dragnea la un moment dat într-o ședință din conducerea PSD-ului, s-ar putea înțelege foarte multe printre ele, nu. Eu cred că ceva s-a întâmplat în perioada aceea și spuneam într-o seară faptul că cei doi, Crin Antonescu și Ponta, au mari probleme. Ponta se pare că nu vrea să plece, deranjează anumite planuri și de aici iată și pe Traian Băsescu, care își poate plăti, iată, după 2 ani, umilind, după 2 ani și ceva, umilința din 2012. Însă, sunt câteva probleme care trebuie să ținem cont de ele. Jurnalistul Ion Cristoiu lansa un scenariu, conform căruia, dacă nu s-a putut da o lovitură împotriva lui Victor Ponta, pe ideea că, adică să ia locul Joan, Nea Vanghelie și alții, atunci se trece la planul B, în care îi se va face un dosar penal. Și dosarul penal, că s-a încercat lipirea în ultimile luni de diverse cazuri la ordinea zilei, Microsoft și celelalte, cum n-au prea stat în picioare, că nici procurorii, cât chiar dacă sunt unii la ordin, nu prea puteau să facă orice când nu există acolo ceva. Și atunci a apărut ideea să facem un dosar, că asta se întâmplă la acest moment, să facem un dosar pe votul în diaspora. O greșeală fatală a PSD-ului, deși, atenție, e de discutat. Deci, oameni care știu ce vorbesc îmi spuneau, și asta chiar din filiala locală a PSD Gorj, îmi explicau că Ponta a fost între ciocan și nicovală, în sensul că dacă ar fi acceptat crearea de noi secții de votare, automat s-ar fi mers și n-ar fi reușit scenariul cu diaspora, nu știu ce, s-a afirmat pe ideea că a încălcat legea și alegerile erau declarate ilegale sau, în orice caz, erau contestate. Și atunci a avut de riscat între una și celelalte. Dar vă spun eu, dacă Ponta câștiga alegerile, cred că nu se mai întâmpla nimic din toate acestea. Bun, planul ar fi, din ce am înțeles, ca el să poată fi eliminat la această perioadă, iar președintele de acum să numească un alt premier. Teoretic, declarația de astăzi a președintelui Băsescu spune așa: să lase Ponta partidul pe mâna, adică guvernul, pe mâna unui alt candidat din partea PSD-ului, pe care să-l pună, cine credeți? Traian Băsescu. Dacă Traian Băsescu va pune un om din PSD premier, n-a pus nici când se putea și când era ok. Deci, niciun caz nu cred o asemenea variantă. Poate să-l pună pe Mircea Joan acum. Sau că pe Vanghelie, oricum are treabă la sectorul 5, ați văzut că iar n-are contract cu zăpada, ați văzut ce e pe acolo. Bine, probabil s-a dus zilele acestea că a mai plouat. Dar, în aceste condiții, deci, e clar că asistăm la un scenariu.
până la urmă fiecare doarme cum își așterne și da, plânge pe premierul actual sau ceva, nu e treaba noastră. Însă, vedem ce ni se întâmplă. Pentru că astăzi, tamne sam, ne trezim cu DNA-ul care preia dosarul diaspora, dosarul de analiza votului din diaspora, de cercetare. Și atenție, îl preia pentru că parchetul general și-a declinat competența. Nu știu apropo de problemele acestea juridice, dar eu știam că DNA-ul cercetează corupția și marea corupție. Ce de corupție în chestia asta? Sau da, sau lua bani sau ceva, că să nu voteze oameni din diaspora? Mie mi se pare că e cam forțat, adică e făcut, va fi o execuție în care să-l legi neapărat pe ponta de dosarul respectiv și după ce începe o cercetare care nu o să poți duce la sfârșit, că eventual chiar dacă este clar că guvernul PSD este de vină de votul din diaspora, dar până ajunge la ponta, ai de la ambasadori, directori din Ministerul de Externe, ministru de externe și mulți alții. Deci până ajungi la ponta ai foarte mulți și deci nu cred că se va ajunge la el. Dar începând cercetarea, ce credeți că poate face Traian Băsescu? Că a mai făcut-o. Foarte simplu. Se poate face suspendarea, de fapt așa e legea, și în acel moment trebuie să avem un alt premier. Mă tot gândesc, apropo de Teodor Atanasiu, coleg de partid acum cu ceilalți, cu Blaga și ceilalți cu PNL-ul nou, Teodor Atanasiu este unul dintre cei care a pățit-o asta în vremea dinainte, pe vremea lui Traian Băsescu mare și tare, și care nici în ziua de azi n-a pățit nimic. Dar el a pierdut funcția de ministru al apărării, cred că era atunci, pe o asemenea prostie. Deci, vom vedea cum evoluează lucrurile în următoarele zile, dar tare mi-e frică că acolo ne îndreptăm. Nu mă refer la alte scenarii și aiurel, dar cu siguranță, la acest moment, se forțează înlăturarea premierului, pe undeva, normal, a pierdut alegerile și știți cum e, îmi vin și la noi, li se ia tot. Însă, nu o să înțeleg un lucru. Știți cum se spunea atunci, înainte de turul 2? Să fim atenți, adică să nu se întâmple ceva în sensul că să n-avem, dacă avem guvern de o anumită orientare, să n-avem și președinte de aceeași orientare. Bun, acum nu-l avem. Ori, dacă lucrurile evoluează, cum am anticipat și v-am mai spus în câte o seară, o să avem guvern de aceeași culoare cu președintele. A, o să-mi spuneți că președintele e independent. Păi, singurul președinte independent cred că a fost Emil Constantinescu. Poate și Iliescu puțin în mandatul 2, ăla din 2000-2004, că nu s-a prea văzut culoarea, deși s-a dus să-i zmotocească puțin pe ciocoii pesediști. N-au avut. Nu s-a văzut orientarea ca lumea. La Traian Băsescu a călcat orice în picioare și a făcut partid, ne-a spus, s-a dus la adunări și nimeni n-a îndrăznit să-l suspende pentru că cineva acolo sus, și nu mă refer în ceruri, ci aici pe pământ, îl sprijină. L-a salvat în 2012, cum spuneam, îl salvează și acum și termină în fanfar. Problema e că se joacă cu focul din alte puncte de vedere. A mers. A mers manipularea asta. Bun. S-a câștigat încă niște alegeri. Dar tu vii cu aceleași figuri. Ce credeți că ăia în 2012 aveau neapărat treabă doar cu Băsescu? Nu. S-a aceiași. Au fost atunci, bun, să acceptăm că au fost atunci manipulați și acum e pe bune. Dar vor vedea că lucrurile sunt tot alea. Și dacă tot am mers pe logica asta a străzii, s-ar putea să iasă cu probleme în perioada următoare. Ca jurnaliști, cum să vă spun eu, întărâtă-i Doamne, că și noi avem ce scrie și a urmări fenomen. Ca cetățeni, nu știu dacă e bine ca România să intre într-o perioadă de instabilitate pronunțată, cum se prefigurează în următoarea perioadă. Acum depinde, încă o dată spun, care va fi rolul președintelui, pentru că părerea mea este că scenariul ăsta de care am vorbit nu-l vizează pe Klaus Iohannis, ci el va fi omul care să beneficieze de nou guvern ca să nu se, cum să vă spun, să nu se murdărească pe mâini cu politica dâmbovițeană. Însă, eu știu, suntem într-o perioadă în care românii s-au cam săturat de instabilitate și de an electoral.
Așa că om trăi să vedem cum se întâmplă lucrurile, dar nu-s deloc tranșate, nici în privința guvernului și nici în privința situației din Parlament, acolo unde problemele sunt din ce în ce mai mari și dacă ne luăm bine după cifre, s-a depășit aproape cât de curând o să rămânem cam cu jumate din Parlament, pentru că jumate e deja luat de DNA, arestat și toate celelalte. Dacă toți sunt corupți, și sunt, pentru că dovezile sunt imbatabile, avem o mare problemă cu clasa politică românească și cam trebuie asanată cu totul. Cu toți. Aici e problema, că încercăm să-i facem pe unii cinstiți și curați și pe ceilalți efectiv corupții corupților. Cred că adevărul nu la mijloc, în sensul că sunt și unii și sunt și alții. Sau nu-i mai mult la unii decât la alții. Mă distrează, aș putea spune, și cred că vor apare evenimente în interiorul actualului PNL, pentru că știți, după ce a apărut scandalul cu ANRP-ul, cu retrocedările nu știu ce, toată lumea din PNL, ca să nu se vadă ei, deși implică Oltean și alții, pe care au ținut în spate, știți, ăla-i scandal, retrocedările sunt în interiorul fostului PDL. Și atunci, ei au început să arate, ca să știți cum e, hoțul strigă hoțul, au început să arate în altă direcție. Ei, de data aceasta, Elena Udrea le-a cam bătut astăzi obrazul, spunându-le și premierul, fostului premier Boc și lui Vasile Blaga, că dacă vorbește, pe mulți o să popească și ea cu ghilimelele de rigoare. E, vreau să vă spun că ea spune negru pe alb că le-a spus, le-a amintit de mai multe ori în ședințele ăsta ce se întâmplă acolo și că trebuie schimbare și că nu știu ce, dar nu s-a luat nicio măsură. Dacă se confirmă acest lucru, avem o mare, mare problemă pentru actualii lideri PNL, sau cel puțin aripa lor portocalie. Dar, apropo de asta, e politica frumoasă, pentru că vom vedea foarte multe lucruri de acest gen. Dar până ne întoarcem la DNA, care lucrează, e un șantier efectiv, a revenit la ritmul din campanie electorală și, de ce să nu spunem, ne place, pentru că de fiecare dată avem câte o surpriză. Vreau să vă spun că, deci, nu numai că a preluat dosarul Diaspora, bine, acum vă spuneam, scenariul ăsta e, dar s-ar putea să-l și vedem înmormântat dosarul respectiv, pentru că, teoretic, încă o dată spun, DNA-ul n-ar trebui să ancheteze chestii de genul ăsta, alta-i treaba DNA-ului, da? În fine. Adrian Sârbu, marele magnat de presă, cel cu Mediafax-ul, Mediapro-ul și nu știu ce, este la cotitură. Bine, n-o să înțeleg de ce, când a apărut scandalul acum câteva luni, că ar fi fost la Ponta să-i spună că îl scoate președinte dacă îl lasă în pace și Ponta a refuzat, n-am înțeles de ce instituțiile statului nu s-au dus atunci peste el. Apropo de echilibru, bine, se schimba rezultatul alegerilor, posibil. Dacă ne luăm după ce zice Sârbu, se schimba rezultatul alegerilor, nu? Pentru că el n-a vrut să iasă și n-a ieșit. Bine, asta e o forțare, să spunem, de termen. Însă, vreau să vă spun că printre cei care are o problemă mare și probabil nu scapă astă seară de la DNA, este Andrei Boncea, soțul Loredanei Groza. Ăsta a fost adus cu mandat la poliție și știți că de obicei care vin cu mandat nu mai pleacă. Nu mai pleacă o zi, nu mai pleacă 30, nu mai pleacă 60 și tot așa. Dar avem o altă situație interesantă începând de astăzi. Știți că foarte mulți din ăia favorizați de soartă, de instanțe, într-un fel sau altul, nu știm exact pe ce criterii, aveau până acum, erau cercetați sub control judiciar, acasă sau chiar în libertate. Deci aveau să se miște, trebuia să se prezinte la poliție într-un fel sau altul. Curtea Constituțională a constatat că nu prea e în regulă. De ce? Pentru că nu avem termene precise. Adică pe cât ai voie să fii sub control judiciar sau ceva de acest gen, și deocamdată
se va aplica ceva de acest gen, adică se va renunța la acestea până se modifică legea în care să spună că e pe tot pe 30, că bănuiesc că sunt aceleași perioade. Sau așa ar trebui să fie. Dar cei care au elaborat, apropo de codurile la care s-au lucrat ani de zile, iată că au numai hibe. Am mai amintit unele din ele, vă mai amintim unele din ele. Unul dintre ele este că nu ai termen, adică, bun, control judiciar, dar poți să te duci câți ani cu el. E și asta o problemă. Sau, bun, încă o dată spun, apropo de spectacolul mascaților, care intră, sparg, ridică, de exemplu, ieri, la Hunedoara l-au luat pe Mircea Molos din ședința de Consiliu Județean. Deci, atunci trebuia ca el să fie ridicat, deși putea fi chemat ori mai devreme, ori mai târziu, cu mandat și nu era nicio problemă. E, mascații trebuiau să vină să-l ia pe sus, de față cu presa, să vadă, mamă, ce se aplică justiția. Mircea Moloț astăzi este liber. Deci îl reținuă 24. De ce trebuia să-l iei cu atâta tam-tam ieri, ca să-i dai drumul astăzi? Că judecătorii s-au uitat probabil și ei, că știți, că a apărut să ieri pe surse diverse lucruri. E, pe judecători nu i-au convins cu chestia asta cei din DNA, ceea ce înseamnă că dosarul nu e atât de stufos. A, bine, vom vedea acum pe surse, stenograme și nu știu ce, în care o să-l vedem. Nu spun că nu-i vinovat, ba din contră, de ce este acuzat cu siguranță. Dar unde-i pericolul public? E un președinte de o instituție. Nu era simplu să fie invitat la instituția respectivă? Mai țineți minte că același DNA făcea ravagii, îl ia pe Radu Mazăre de pe o terasă de restaurant, îl ia, îl duce și apoi le eliberează. La 24 de ore le eliberează instanța. Ce vreau să vă spun? Justiția aceasta făcută de dragul spectacolului cred că ar trebui să fie temperată în următoarea perioadă și aici este rolul noului președinte. Bun, sunt persoane vinovate, sunt condamnări. DNA-ul are rezultate. Deci are rezultate, nu se poate nega asta. Dar bun, ce rost mai are spectacolul? Ceva de genul băgăm frica în infractori? Nu prea e credibilă o asemenea idee și nu știu cât se sperie ăia care, după ce au furat zecile de milioane de euro și toți știu că ajung la un moment dat pe la DNA sau ceva, credeți că îi impresionează că ea, ba din contră, îi faci victime, îi faci martiri, o să stârnești și mila populației pentru ăla de a furat. Pentru că, ce uite, domne, l-au luat pe sus, săracul, așa e românul. Sau asta e scopul? Rămâne de discutat, dar cred că nu e tocmai în regulă această procedură, acest spectacol de fiecare zi cu de fiecare dată să vedem pe mascați că ridică ei, cum fac, nu știu ce se întâmplă. Bun, mergem mai la alte știri, pentru că sunt foarte multe astăzi. Vă spuneam declarația apropo de în live, spunea așa Traian Băsescu cu ce am început noi, la 6:30 spunea el, rope Victor Ponta să-și asume formarea unui nou guvern, dar care, din care domnia sa să lipsească. A devenit un bolovan de piciorul României. Pe principiul ăsta vă spuneam, vorbești de frânghie în casa spânzuratului. Deci bolovanii s-au amândoi, dacă o luați așa, după părerea mea, sau în orice caz nu e unul mai bolovan decât celălalt. Dar asta e o părere și la figurat. Încercăm să facem și un pamflet în această seară, așa că asta ar fi problema. Însă, vreau să vă spun că lucrurile vor fi și mai interesante în perioada următoare de la alte evenimente care s-au produs și se produc în ultimile zile, și anume există acum pro și contra diverse scenarii despre cum va fi nou președinte, cum se va comporta el, ce va face. La acest moment, de câteva zile, omul a intrat în concediu, pleacă unde pleacă, prin America, și părerea mea este că nu va face, sau în orice caz,
nu o să fie dispuși prea mulți să-l asculte. Așa că, dacă nu va avea suportul străzii, și suportul străzii se câștigă doar cu fapte, nu se vor întâmpla prea multe, de fapt, va fi chiar izolat acolo, va ieși la pensie la Cotroceni. În sensul că nu va putea să facă prea multe, va spune că Emil Constantinescu că a fost învins de structuri. Problema e că nu știu dacă România își mai permite să fim așa sau să ne întoarcem înapoi la situația anterioară. Am și eu o întrebare, am văzut-o pusă de foarte mulți analiști. Știți ieri că am și spus, unul plecat, altul nesuspendat, era vorba de un parlamentar fost PDL și unul UDMR. Până la urmă Ungurul s-a întors, e convocat și probabil va fi și arestat, în timp ce, apropo, cel al PDL-ului va fi cercetat sub control judiciar. Atenție! Ziseam că nu mai e deja neconstituțională, dar nu asta ar fi problema. E un scenariu, conform căruia a fost salvat la fotografie pentru că, știți, e și el cu retrocedările. Acolo înăuntru s-ar putea să spună celor de la DNA multe. E mai bine să fie în libertate și el să fie recunoscător. Am văzut teoria asta astăzi și cred că ar putea să țină. Adică, cel puțin la prima vedere, mi se pare una destul de ofertantă, pentru că se întâmplă diverse lucruri când sunt în închisoare și unii încep să vorbească cel puțin în ultima perioadă. Până a trece la fotbal, la sport, cum promiteam, pentru că sunt lucruri foarte importante, aș vrea să vă mai spun un lucru, și anume că România e într-un scandal internațional, un scandal de care nu se mai face vinovat neapărat Victor Ponta, apropo că toate îi se pun în cârcă la acest moment, cu produsele bio. Am exportat în Germania, prin divers și grâu și alte produse, pe care le-am pus eticheta bio, dar ele nu prea erau așa. Și acum există o cercetare la nivel de Uniunea Europeană împotriva României. Problema e că sunt din guvernul României care știau. Unul ar fi, se pare, ministrul agriculturii, Daniel Constantin, care tocmai este pregătit pentru mazilire în cadrul Partidului Conservator. Chipurile că ar fi foarte apropiat de Ponta. Pe surse apare varianta că liberalii lui Tăriceanu intră în PC și el va fi noul președinte, ca să fie o ieșire elegantă din scena lui Daniel Constantin, care nu s-a raliat, atenție, acum o săptămână, două, când Voiculescu cerea suspendarea, a treia suspendare a lui Băsescu. Deci, dacă e să citim printre rânduri, rezultă că Daniel Constantin o pățește pentru că n-a executat ordinul lui Voiculescu. Păi și noi spuneam că Voiculescu e acolo unde e și că nu mai are niciun fel de influență. Ba din contră, ne democratizăm, facem și ce, dar el plătește oarele sparte după acea decizie de a refuza dorința lui Dan Voiculescu, o dorință aberantă la acest moment, deși eu cred că a avut evoluția lui din ultimii 10 ani, a avut și puncte bune și puncte slabe. Campania aceea anti-Băsescu de foarte mulți ani a început însă cu o colaborare. Să nu uităm că Băsescu n-ar fi putut să facă primul guvern Tăriceanu dacă n-ar fi colaborat PC-ul. Deci, cel care l-a făcut mare pe Băsescu și influent a fost Voiculescu. Că după aia 7-8 ani l-a tocat cu televiziunile, mă stau și mă gândesc dacă nu era această campanie furibundă de ani de zile împotriva lui Traian Băsescu, dacă el și-ar mai fi păstrat influența. Pentru că a fost făcut, știți, când vorbește în fiecare zi cineva de el, până la urmă l-au făcut mare. Nu știu cât de influent este Traian Băsescu sau pe cât se spune. E clar că are anumite influențe în anumite domenii, cum ar fi, de exemplu, justiția. Dar cred că acea campanie făcută de antene, de, în fine, de toate mijloacele de presă, campanie anti, l-au crescut, nu l-au coborât.
Iar acele suspendări nu i-au făcut deloc rău. Dacă nu era suspendarea din 2007, probabil nu se câștigau alegerile din 2009. Și dacă nu era suspendarea din 2012, cu siguranță am fi avut alt președinte, să spunem, în 2014. Asta e părerea mea, dar istoria se va confirma sau va infirma. Deci, e clar, evenimentul istoric spune altceva, dar probabil analiștii vor avea și alte informații la un moment dat, vor analiza anumite lucruri și vor spune dacă, să zicem, această supoziție este cea corectă. Abandonăm pentru o perioadă partea politică pentru a trece în lumea sportului, dar o să vedeți că are tot legătură cu politica. Vă mai aduceți aminte când a fost reținut prima dată, Gigi Becali? Lui Gigi Becali s-a spus că, de fapt, scopul nu este ăla, că i s-au pus, cum să vă zic, încă o dată, deci e de râsul plânsul justiția din România. Îl condamn pe Gigi Becali, e adevărat, a încălcat legea când și-a recuperat mașina. Dar omul a vrut să-și recupereze mașina. Sau pe chestia cu armata, cu terenul, s-a recuperat și prejudiciu, apropo. Dar, în fine, nu contează, n-a contat acest lucru. Deci îl condamn pentru fapte care nu sunt atât de grave ca ale altora, care stau bine mersi în libertate, inclusiv în Parlament. Dar, să zicem, trecem peste asta. S-a spus că, de fapt, obiectivul principal al celor generalii ăia cu multe stele din armată care vreau neapărat să câștige și un ban la Steaua de la Gigi Becali, tot are bani, au dat în judecată. Deci, scopul a fost clar, să ia Steaua de la Becali. S-au făcut diverse scenarii, nu au mers. Becali nu s-a speriat, Steaua a mers din bine în mai bine și atunci ei au băgat anul trecut o acțiune judecătoare prin care să spună, domnule, firma Steaua, sigla Steaua, nu poate folosi decât clubul armatei. Clubul armatei care e falimentar. În momentul de față nu mai are niciun fel de club. Ce sunt de mai apar cu sigla Steaua sunt private toate. Pentru că armata nu mai are nici bani sau și dacă are bani, probabil că se duc în alte buzunare. Că pe ăștia nimeni nu îi anchetează, dar în fine. Știți că ei au instituțiile lor, parchetul militar, toate celelalte. Ați mai auzit ceva de ele în ultimul timp? Eu nu. Dar în fine, e posibil să fie totul ok, dar în România de astăzi e cam greu să fie toate lucrurile ok. Bun. Și vă spuneam, așa a apărut acțiunea judecătorească pe care Becali, având problemele lui fiind în închisoare, ceilalți au dat mai multă sau mai puțin atenție și ne-am trezit ieri cu hotărâre definitivă a Curții Supreme de Justiție, prin care Steaua este deposedată de sigla Steaua, că practic clubul rămâne și clubul rămâne în Liga 1. Acum problema e dacă mai poate fi folosită denumirea de Steaua. Din ce am văzut pozițiile astăzi ale oficialilor steriști, se poate folosi, e vorba doar de o siglă care a fost pusă la OSIM și care, deși Steaua, atenție, și-a luat-o chiar în primăvara asta, a fost reînnoită pentru 10 ani, instanța spune altceva. Bun, las la o parte, vă spuneam, nu știu cât de corectă este asta. Mai degrabă, eu cred că lăsam ca în acționarii de la Steaua, de la club, lăsam ca și armata să aibă o parte. Nu să le dau bani pe mână, că bănuiesc că asta este obiectivul. Luăm pentru clubul armatei niște bani de la Becali, care facem ceva cu ei. Nu facem nimic, dar asta e altă treabă. Adică nu facem nimic. Nu facem nimic pentru armată, pentru clubul armatei. Facem salarii, să zicem, și altele. Dar în fine, și facem o problemă în plus clubului Fanion al României. Că practic dacă nu era, cum era el așa, cioban și rudimentar în multe chestii, Gigi Becali a băgat mulți bani la Steaua, a și făcut bani la Steaua, dar a reușit să țină clubul ăsta pe linia de plutire, să facă rezultate în Europa. Deci noi dacă n-ar fi fost Steaua și n-ar fi fost Gigi Becali în ultimii 10 ani, vreau să vă spun că eram deșert din punct de vedere sportiv. Dacă nu era Steaua să mai cumpere cât un jucător român și să mai da niște bani, dacă nu era Steaua să obțină niște rezultate afară, se termina cu fotbalul românesc. E, vreau să vă spun că justiția, știți, e legată la ochi, nu vede nimic, chestii de genul ăsta. Bine, prostii de România, dar asta e altă treabă. Așa ar trebui să fie și poate pe la alții e, la noi nu știu.
Nu știu, pentru că, să nu zică cineva că am ceva cu Curtea Supremă, dar eu știu că instituțiile au băgat câțiva judecători de la Curtea Supremă, i-au băgat la zdup. Nu cred că erau nevinovați, da? A, dacă erau nevinovați, înseamnă că avem o problemă partea. Deci tot la justiție ne ducem, da? Asta e altă treabă și cu altă ocazie poate dezvoltăm. Bun. Deci, la acest moment, Steaua poate fi în colaps. Patronul este în continuare în arest. Clubul se administrează mai greu, funcționează mai greu decât în mod normal. Sau poate mai bine. Unii spun că dacă n-ai fost Becali în închisoare, nu s-ar fi luat așa de ușor 2-3 campionate. Posibil și asta. Dar problema noastră este că în Europa, în lume, avem Steaua București. Dacă a auzit cineva de România, a auzit cu siguranță și de Steaua. Sunt două probleme. Dacă echipa privată, Steaua București, fosta Steaua București, că să zicem mare denumire, condusă de Gigi Becali, patronată de Gigi Becali, nu mai poate folosi sigla FC Steaua, e un club anonim. Indiferent ce rezultate va obține, până va face un nou brand, va trece mult timp. Dacă Armata folosește acest brand, să spunem, să-și facă o echipă cu aceeași denumire, nu știu dacă va găsi banii necesari să faci o echipă de talia Stelei să aibă rezultatele Stelei. A, cea mai bună variantă și probabil asta se va întâmpla, va fi ca echipa privată să cumpere drepturile de folosință a denumirii, a siglei. De fapt, cred că ce s-a dorit de la început. Acum depinde câți bani le dai Astoria care stau degeaba și care, atenție, au dat acest club în urmă cu 96, 97, 2, mai sunt puțin să fac 20 de ani. Ne trezinăm doar acum, da? Bun. Acest club va avea o mare problemă dacă nu-și păstrează sigla. Va avea o problemă și dacă și-o păstrează cu bani prea mulți, pentru că banii ăștia se vor duce pe general ei de care se vorbea și nu se vor duce, să zicem, în transferuri de jucători. Deci mă interesează personal, ca iubitor de fotbal, nu neapărat de echipa Steaua, n-aș putea să spun că mă interesează pe mine că de generalul cu tare sau cu tare, oricum, Armata la noi este pentru singurul rol al Armatei Române la acest moment, la ce număr are, 80-90 de mii, este să facă paradele de 1 decembrie. Ăsta e singurul rol. Vreți să vă spun că asta mai e Armată? Da, în fine. Mergând pe această idee, deci vă spuneam, ca să salvăm acest club, cred că ar trebui ca cei care se află la acest moment la Ministerul Apărării, că bănuiesc că în subordinea Ministerului Apărării este și Clubul Sportiv al Armatei, să se înțeleagă cu Steaua la niște prețuri rezonabile pentru ca echipa să nu fie afectată. Altfel, vom fi răspunzători pentru dărâmarea încă unui simbol. Și uitați-vă, dacă nu era Becali la Steaua, să știți că asistam cu ce s-a întâmplat la Rapid, cu ce s-a întâmplat la Dinamo, ca să vorbim de clubul Lefanion, și cu multe altele. Deci, asta ar fi. Acum începem cu veștile bune dinspre Panduri. O să ziceți, da, numai vești bune avem după ce Panduri a ieșuat lamentabil în tentativa de a se califica mai departe în Cupa României. Păi vă așteptați să se întâmple altceva. Jucam la Cluj, echipa a intrat clar într-o coborâre de singura variantă, e producerea unui șoc la echipă și e clar cu un nou antrenor, putem să schimbăm 10 președinți că nu numai asta e problema, dar vestea proastă e că am ratat calificarea, vestea bună e că avem un nou președinte. Aseară lansam ideea apărută în presă că se discuta cu Vicențiu Iorgulescu, era și varianta Aurel Țicleanu pentru director sportiv și Edi Iordănescu pentru opoziție, ori director sportiv, ori altceva. Astăzi s-a concretizat o primă idee, în sensul că Aurel Țicleanu, fosta mare glorie a Craiovei Maxima, vine la Târgu Jiu din postura de președinte al clubului, de președinte, în orice caz ia locul lui Prunariu.
care și-a dat demisia. Dacă o făcea mai devreme, era mai bine, dar asta e altă treabă. Bun. Aurel Țicleanu, nu văd de ce îl pui președinte. Deci, mai degrabă pe Aurel Țicleanu îl puteai duce foarte bine ca antrenor. A avut ceva rezultate, mai mult pe afară decât prin țară. Deci, cred că era mai degrabă acolo decât să-l pui președinte. Ca să fii președinte, îți trebuie și altceva. Mai degrabă era Vicențiu Iorgulescu sau oricare, că sunt câțiva președinți. Uite, putea să se negocieze, că nu știu dacă s-a dus la Rapid sau nu, cu Dinu Gheorghe sau mai știu ce altceva. Foștii din federație și din ligă care au fost burați când s-a instaurat noua conducere. Sunt oameni care se pricep la fotbal. Până și Condescu învățase la locul de muncă după ani și ani anumite chestii. Prunariu e clar că nu le știa. Sau era Pârvulescu, Eugen Pârvulescu. Și el învățase anumite lucruri. Nu știu dacă Țicleanu le știe. Bun. Și acum avem, deocamdată Grigoraș rămâne să-și ducă, să spunem așa, povara, dar mai are un meci pe care avem toate șansele să zic eu că urma scapă turma, să obținem o victorie, jucăm acasă. Și cel care va veni, se pare, ca antrenor, este Edi Iordănescu, vehiculat și pentru alte funcții, Edi Iordănescu, care a avut un mandat lamentabil la Craiova, acum un an, doi, ca antrenor, dar care e un tânăr care citește mult, se documentează și ar putea să fie, are toate, să spunem așa, argumentele să fie un antrenor bun, pentru că a fost un jucător slab. Și de regulă știți că nu bate una cu alta, dar rare ori ai avut un jucător foarte bun și un antrenor foarte bun, aceeași persoană. E, din acest punct de vedere, cred că aducerea lui Edi Iordănescu e mai bună. E mai tânăr, are o anumită deschidere, ar putea să facă treabă. Dar vă spuneam, dacă mie nu mi se pare în regulă, vă spuneam, Aurel Țicleanu mai degrabă îl făceam antrenor. Iar în continuare, nu știu dacă funcțiile administrative sunt pentru el. Dar ar mai fi o problemă legată de Panduri. Vom pleca de pe loc retrogradabil. Sunt retrogradați ultimile 6. Dacă noi nu vedem în ultima etapă, cu siguranță vom fi sub locul 12. Deci va trebui să fie o primăvară extraordinară. Ori primăvara aceea extraordinară ar trebui să se facă cu bani, cu investiții, inclusiv în jucători, și cu un sezon bun în primăvară. Perspectivele, din nefericire, nu sunt din cele mai bune. Pardon. Pentru Panduri se anunță vremuri grele în privința finanțării. Nu știu dacă CEO va mai reuși să facă o finanțare suficientă pentru echipă, din ce se aude, pentru că are și el problemele lui. Și în acele condiții, și în aceste condiții, nu știu dacă echipa va putea fi salvată. Asta ca să o spunem lucrurile pe șteau, nu spune nimeni acest lucru, dar banii care au fost la club s-au cam dus și fără rezultate palpabile, pe datorii, pe nu știu ce, încă o dată spun, ceva nu e în regulă cu acele datorii plătite. Dacă tot avem un dosar în cercetare, ar trebui mai multă transparență, dar din acest moment e nevoie de investiții să salvăm clubul. Dacă înțelege cineva de această problemă, e foarte bine. Ne întoarcem la politică, pentru că vreau să vă spun, astăzi a apărut, de fapt tot în această seară, acum mi se pare, vreau să vă spun că președintele funcției mi se pare puțin sărit de pe axă. Are declarații total, deci mi se pare atât de spumos. Vreau să vă spun că avea la un moment dat, dacă țineți minte, avea un obicei de a apărea în fiecare seară, pe la 6:30 sau asta, cu câte o declarație. Vreau să vă spun că ajunsează de neobișnuise. În afară că Ponta-i nu știu cum sau ceva, nu spunea nimic. E, vreau să vă spun că acum iese mai rar, dar iese cu niște bombe în care toată presa vorbește de el. Am impresia că o face numai în ideea ca toată presa să-l citeze. Deci mai vrea să fie încă în centru atenției măcar aceste ultime zile. De ce vă spun asta? Astă seară
și vă citesc asta că merită reținută. Președintele Traian Băsescu a declarat că femeii a privit de la distanță toate aventurile fiscale din campania pentru alegerile prezidențiale și că dacă România iese din acordul cu fondul, atunci este și vina femeiului. Ce spune președintele? Cităm. Nu aș vrea o întrerupere a acordului cu femeii. România a trecut de mult de faza să nu fie în stare să respecte un acord cu femeii. Nu aș vrea să revenim la perioada de tristă amintire din 1990, când nu eram capabil să ducem la capăt un acord cu fondul. Dacă nu se continuă acordul cu fondul, cred că va fi o mare bilă neagră și pentru femei, pentru că ar fi prima dată când o țară iese mai slăbită decât a intrat într-un acord cu fondul și asta e și responsabilitatea femeii, a Comisiei Europene și a Băncii Mondiale. Nu aș vrea să se întâmple acest lucru. România a intrat bine în al treilea acord cu femeii și ar fi o mare dezamăgire și o palmă pentru femeii dacă România iese din acord într-o stare mai puțin stabilă decât la intrarea în acord, pentru că fondul și comisia au stat și au privit la distanță aventurile fiscale care s-au produs în România în ultimile 8 luni. Deci vom avea o responsabilitate mare și fondul și Comisia Europeană și Banca Mondială dacă România nu finalizează acest acord. Au știut foarte bine ce se întâmplă în România. Încheia citatul din Traian Băsescu. Păi, haideți să încercăm să ne lămurim, că această declarație, nu știu dacă e pentru noi, adică cei care se uită sau citesc declarațiile președintelui. Mai degrabă, cred că e pentru instituțiile respective. Și ce vor să spună? Bă, faceți gălăgie, sunteți la București. Spuneți că guvernul este incapabil, că guvernul nu știu ce. De ce? Foarte simplu. Dacă se trece și se face nou buget, ai o problemă pentru cel puțin câteva luni, dacă nu următorul an, trebuie să lași guvernul să-și pună în aplicare bugetul. Buget care ăștia spun că, deci PSD-ul spune că se poate face. E adevărat, opoziția spune că nu. Dacă să dai dreptate opoziției, trebuie să nu ai acest, adică să contrazici acest lucru. Și femeiul tace. De ce tace? Ori lucrurile sunt totuși cât de cât în regulă în buget, ori există un alt motiv pe care nu-l cunoaștem. Dar poate fi și amenințarea aceea pe care a fost, amenințarea care a fost făcută, că s-ar putea să nu mai avem un acord cu ei. Dar președintele spunea acum câteva luni că România își poate permite să evite un asemenea acord cu femei. Ce s-a întâmplat în următoarele două, în ultimile luni? O campanie, a câștigat altcineva, în fine. Vom vedea asta în săptămâna ce urmează, că lucrurile sunt destul de evidente. Mă opresc aici, ar mai fi și alte lucruri de spus, sunt și alte subiecte. Ne întâlnim luni cu alte subiecte din Gorj și din țară, încercând să deslușim ce e în spatele acestor știri. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!